găsit, doamnelor și domnilor! Comentăm ultimele informații legate de războiul din Ucraina. Sunt date noi care ne vizează și pe noi, cum ar fi, de exemplu, faptul că vicepreședintele american Kamala Harris va veni în România săptămâna viitoare. De asemenea, urmărim și ce se întâmplă în țară. Este în presa din România un interviu șocant pe care nu știm cum să-l interpretăm în acest moment, cu doi sportivi cunoscuți, Daniel Pancu și Florentin Petre, foști fotbaliști în Cecenia, la Grozny, care îl laudă pe președintele cecen Ramzan Kadyrov, care și-a trimis armata în războiul din Ucraina în ajutorul lui Putin. Kadyrov a trimis 12.000 de soldați, considerați trupe de elită ale armatei ruse. În acest interviu, Daniel Pancu îl laudă pe liderul cecenilor. Comentăm aceste informații, așteptăm de asemenea și să vedem ce se va întâmpla la guvern. Sunt așteptate declarații și de acolo din partea prim-ministrului și de asemenea la ora 16 în Vama Siret va ajunge președintele Klaus Iohannis. Vă prezint invitatul orei, este alături de noi jurnalistul Sabin German, jurnalistă Profit.ro. Îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Știu că e foarte recentă, abia am descoperit-o și noi, s-a rostogolit acest interviu pe rețelele de socializare. Este un interviu al celor de la Fanatic cu Daniel Pancu. O să vă citesc câteva fragmente din acest interviu. Noi încercăm să-l contactăm și pe Daniel Pancu. Poate e pur și simplu o neînțelegere. Se interpretează acum, bineînțeles, se interpretează cuvintele lui Daniel Pancu precum o laudă către ceceni, o laudă către cei care sunt implicați în acest moment în război de partea Rusiei, pentru că efectiv despre asta vorbim. Poate că pur și simplu este o scăpare a unui sportiv care nu se implică în politică, nu urmărește ce se întâmplă în zona asta, nu și-a dat seama de implicațiile pe care le pot avea cuvintele sale. De asta, pentru a lămuri lucrurile, îl sună colegii mei pe Daniel Pancu, încercăm să luăm legătura cu el și să ne lămurească. Pentru mine, cecenii sunt un popor exemplu tot timpul, au naționalismul foarte, foarte mare, dau dovadă de o putere și o forță incredibilă, își dau viață oricând pentru țara lor. O parte din acest interviu. De asemenea, în legătură cu Ramzan Kadyrov, e născut lider, un luptător prin excelență, am o amintire foarte puternică legată de el. Înainte de o întâlnire cu Putin în Rusia, i-a întârziat avionul 2 ore și a venit capitanul de echipă să mă ia cu mașina. Kadyrov voia să stea cu mine alea 2 ore cât a întârziat Putin și să petrecem timpul împreună la masă. E cea mai mare formă de respect. Da, ok, putem să înțelegem că poate a fost o relație de amiciție acolo și o înțelegere între doi oameni, pur și simplu, care nu au legătură cu chestiunile politice. Dar, dincolo de asta, un astfel de interviu, în contextul pe care știm, e greu de înțeles. Poate ați reușit să vedeți, știu că v-au trimis colegii în urmă cu puțin timp interviul respectiv. Dumneavoastră, cum îl interpretați? Sunteți un jurnalist cu experiență atât de mare. Cum îl vedeți dumneavoastră? Ar fi fost fain dacă oamenii care vorbesc despre Kadyrov, despre Cecenia, ar fi citit și despre măcelarii lui Kadyrov, da? Niște soldați, mulți spun soldați, spuneți între ghilimele, niște ucigași care, înainte de a trage cu pistolul în tâmpla victimelor, torturau victimele. Ei sunt cunoscuți ca fiind măcelarii lui Kadyrov, fără responsabilitate, cu pură cruzime, acea cruzime de ev mediu, acea cruzime pe care armata și rusă și sovietică de-a lungul timpului a practicat-o. Acum, sigur că un fotbalist trebuie să lovească mingea cu capul, nu să-și bată capul cu cărțile. Dar eu sper și mă abțin să fac comentarii vis-a-vis de foarte dure față de Pancu până nu auzim și opinia lui. Însă, atunci când vorbești despre un spirit foarte hotărât în luptă, ar trebui să știi că ești fotbalist, că ești filolog, că ce-i fi, că și Hitler și toți marii dictatori, toți marii criminali din lumea asta aveau un spirit foarte hotărât, mult prea hotărât pentru legile, inclusiv ale războiului.
Aici deja cred că se află într-o confuzie totală cu porcăriile astea de curtoazie, bombeurile astea identitare, cum că naționaliștii care iubesc țara, niciun naționalism nu iubește țara, pentru că naționalismul este în primul rând o formă de ură asupra celorlalți. A, patriotismul este altceva. Patriotismul înseamnă să vezi țara în ansamblu ei, să înțelegi că fiecare om are aspirații, atitudini, resurse, etc., responsabilități diferite și să faci un context. Naționalistul merge cu ură, încercând cumva să-și aducă în lipsa argumentelor doar buletinul de identitate cu tricolorul sau ce-o mai fi pe buletinul ăla. Și asta este valabil în toată lumea, nu doar la noi. Este o apariție tristă interviul ăsta, pentru că acum când te uiți la ochii copiilor care intră prin vamă, eu vă spun sincer, nu mă pot uita mai mult de o secundă acolo, pentru că se încrețește carnea pe mine. Și dacă o luăm așa, cum ar fi ca peste un ceas, dumneavoastră din studio, mie de la Cluj, să mi se spună, fugiți, salvați-vă viața oriunde vedeți cu ochii. Adică, hai să înțelegem dramele astea, că suntem fotbaliști, că suntem filologi, că am citit, că n-am citit, că am dat cu capul de grindă sau cu capul de minge, ar trebui un pic să le distilăm astfel. Realitatea în jurul nostru este una îngrozitoare. Un popor care se aruncă asupra altui popor, pentru că, iată, există niște nevroze, la fel de identitare, nevroze geopolitice, mai mult decât identitare, care ne pun pe toți, cum să vă spun, cu spatele la zid. Și când spun cu spatele la zid, uitați-vă, NATO nu poate interveni. De ce? Nebunul de la Kremlin este cu piciorul sau cu mâna pe butonul atomic. Adică ne aflăm într-o situație pe care aproape că nu-i bine să o comentăm ca să nu dăm idei de panică. Dar ar trebui să fim extrem de responsabili în perioada asta. Măcar în perioada asta, dacă în 30 de ani am reușit. Mai e un fragment din acest interviu care nu are cum să nu ne lase mască, da, cum se spune. Pe mine, cel puțin, ca femeie, mă surprinde că cineva poate să gândească așa. E o întrebare, ce au de învățat românii de la ceceni? Acolo pot să omor femeile oricând, răspunde Daniel Pancu. Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață. Nu putem să mai fim niciodată ca ei. Noi am pierdut multe lucruri pe parcurs. Chiar dacă bisericile sunt din ce în ce mai populate, copiii noștri au alte exemple în viață și altă educație. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar suntem foarte departe de ei. Aș vrea să citească rândurile astea Pancu, soției sale sau prietenei sale, sau mamei sale. Și vă dau un exemplu care vine destul de recent, 1971, războiul de eliberare al Bangladeshului. În momentul în care s-au implicat liderii, la fel de religioși ca mulți alții de pe la, din lume, da? Pakistanezi, da? Liderii religioși, au decretat, așa dintr-un comunicat dat preseară, că femeile sunt un bun public, o proprietate publică și oricine poate să facă ce vrea, da? Ca atunci când intri într-un parc. E bine, 300.000 de violuri au avut loc în mai puțin de un an de zile. Adică vorbim despre niște spasme ale civilizației pe care oamenii ăștia, cred că totuși ar fi fost bine să dea cu capul de grindă decât cu capul în minge. Să spui așa ceva, că sunt niște tradiții, că poți să omoare oricând femeile, chestiunea asta ține de o ieșire cu picioarele înainte din orice formă de civilizație. Un dispreț total aruncat asupra condiției umane până la urmă. Că nu mai vorbim de o femeie sau de un bărbat, vorbim de o viață. Nici în cele mai urâte filme. Înțeleg că Daniel Pancu ar putea să intre cu noi prin telefon. Avem un alt număr de telefon. Înțeleg că sunt mai multe variante. Îl dau imediat colegilor mei și chiar mi se pare absolut justificat să lămurim aceste lucruri. Poate au fost pur și simplu cuvintele lui Daniel Pancu răstălmăcite. Pentru că nu avem de unde să știm asta. Eu vreau să cred că a fost pur și simplu o interpretare, au fost răstălmăcite cuvintele. Se poate întâmpla asta. Poți să pici victima unor jurnaliști care poate vor și ei să scoată informația, să o împacheteze într-un alt fel și să existe intenții, să existe justificări de ambele părți și jurnaliștii vor să-și vândă marfa, cum se spune, și cei care au dat un interviu vor să spună anumite lucruri, dar poate să nu-și dea seama de implicațiile lor. De asta le-am trimis colegilor. Asta,
Le-am trimis colegilor acest număr de telefon și îi rog să îl sunăm pe Daniel Pancu, pentru că așa e corect. Vă rog, domnule German. Este prin telefon acum Daniel Pancu. Îmi cer scuze. Okay. Este prin telefon Daniel Pancu. Bună ziua! Rămâna, bună ziua! Ce cu acest interviu? Se poate înțelege? Vă dați seama și dumneavoastră, se poate înțelege că îi susțineți pe ceceni. Vă rog. Nu, deci, să fie clar. Sunt total apolitic, nu mă pricep la politică, nu sunt niciodată de acord să moară oameni nevinovați din război. Am fost întrebat despre un om alături de care am trăit un an și jumătate. Am avut chiar onoarea să fiu invitat personal la un prânz cu el, de fapt, lucru care nu se întâmplă mai nimănui. L-am cunoscut foarte bine, mi-a transmis întotdeauna o senzație de lider adevărat și de respect și de forță. Atât. În rest, nu am ce să comentez pe tema războiului, nu e problema Dar mea. Dumneavoastră realizați probabil că aceste cuvinte pe care le spuneți din poziția unui sportiv care a avut o relație bună, frumoasă, cu un lider politic, da? Vă dați seama că aceste cuvinte pot să fie interpretate în acest moment. Dar nu trebuiau, eu am spus clar și domnului care m-a sunat de la Fanatic, să spui din capul locului că sunt apolitic, nu mă pricep la politică, nu sunt pe ce teritoriu. Aici nu este vorba de politică, aici este vorba de niște remarci asupra tradițiilor, puneți între ghilimele, și asupra tot ce înseamnă femeie din lumea asta. Nu, și aia a fost înțeleasă greșit. Eu sunt, deci vă spun, modul în care se comportă musulmanii, au credință, au cultura muncii, au respectul față de părinți, sunt lucruri și valori pe care nu le mai văd în România la copiii noștri, ce am specificat foarte, foarte clar acum. Deci vă rog frumos să mă scoateți din orice idee de politică, pentru că nu fac și nici nu mă pricep în primul rând. Am fost întrebat despre acea un om... Acea frază cu vitamin de tot ce înseamnă femeie este adevărată sau nu? Ați spus-o sau nu? Care? Cea despre la ce frază vă referiți, domnule German? La acea frază în care femeile pot fi într-un fel sau alta, uitați-vă. Da, era vorba despre faptul că în Cecenia sunt omorâte femei. La musulmani se întâmplă și în Turcia, unde am trăit 6 ani de zile, și în Turcia, la fel, prin Anatolia, încă mai păstrează tradițiile alea. Despre ce vorbim? Că știe toată lumea lucrurile astea. Se poate înțelege, domnule Pancu, eu vă înțeleg pe dumneavoastră că poate, nu v-ați dat seama ce efect pot să aibă cuvintele în perioada asta și nu numai. Dar se înțelege că dumneavoastră sunteți de acord cu ce fac cecenii. Asta e problema. Eu vă înțeleg că dumneavoastră n-ați vrut să spuneți asta. Nu sunt de acord cu războaie și să moară oameni. Am spus doar că ei sunt un popor naționalist, i-am cunoscut. Mi-a plăcut ce am văzut acolo. Atât, nici n-am locuit în Grozii, dar ei, cum se comportă, stilul lor de viață, mi-a plăcut mie. Și cu asta basta. Nu mai am ce să spun. Deci, ce vreți să revin... V-a plăcut că pot fi omorâte femeile? Nu. Asta s-a înțeles greșit. S-a înțeles greșit. Asta pentru că mi-a dat un exemplu de ceva de 7 femei care au fost găsite moarte, nu știu unde și nu știam despre ce e vorba. Chiar nu știam. Domnule Pancu, dumneavoastră credeți că au fost poate interpretate răstălmăcite cuvintele? Dumneavoastră ați dat un interviu, le-ați scris? Când ei v-au trimis întrebările, le-ați scris sau v-ați auzit la telefon? Și nu, după la aceea? telefon, da. Deci sunt cuvintele dumneavoastră cele din interviu sau au mai schimbat jurnaliștii niște lucruri? La ce vă referiți? La cuvintele propriu-zise din interviu. A fost înregistrat și redat ca atare sau au mai intervenit ei și au mai schimbat niște lucruri? Am mai schimbat, n-am fost înțeles foarte bine. Chiar și în situația asta cu femeile, îmi cer scuze dacă au fost interpretate altfel. Dar v-am spus, eu mă refeream strict la om, la omul pe care l-am cunoscut eu atât. În rest am specificat și vă mai spun a 10-a oară și în intervenția asta, nu sunt politic, nu mă interesează conflictele, sunt total împotriva morții oamenilor. Să fie clar lucrul ăsta. Ok, am înțeles. Problema e, domnule Pancu, într-o astfel de perioadă, într-o astfel de situație, cuvintele pot fi răstălmăcite și sunt convinsă că știu. Și pentru dumneavoastră a fost un exemplu și o experiență din care se pot învăța niște lucruri.
Eu vă mulțumesc foarte mult, pentru intervenție și pentru că am lămurit lucrurile. Daniel Pancu a fost în legătură telefonică directă cu noi. E un exemplu pe viu, ca să spun așa, domnule German, pentru ce putere poate să aibă într-o astfel de perioadă cuvântul. Cuvântul spus cu intenție, cuvântul spus fără intenție, dar de cele mai multe ori vorbim despre o propagandă pe care, în mod intenționat, o anumită parte o face. Nu vorbim aici despre presa din România, care a vrut pur și simplu să-și vândă articol, să speculeze niște lucruri. Nu că ar fi asta corect, nu interpretăm asta acum, dar vedem și noi ce greutate poate să aibă un cuvânt spus în această perioadă. Aici e o nebunie. Pe de o parte, am înțeles, audiență, dar dacă n-ai o parte etică, înseamnă că audiență poate fi și că prezint eu știrile în pielea goală la B1 TV. Bun, mă duc acolo și mă sui pe masă în pielea goală și prezint știrile. Toată lumea o să uite la nebunul ăla care... Asta nu înseamnă că este o audiență. Asta este o porcărie. Și se fac în toată lumea astfel de porcării în mod evident. Însă... Dacă ați observat chestiunea asta, că nu fac politică, nu poate fi un scut. Atunci când ai spus niște lucruri, ok, l-ai cunoscut pe nu știu care Kadyrov, este opinia ta, nu stai nici degetul mic. Dar când afli că au tradiții la care țin și că în România au dispărut și că uite acolo femeile pot fi omorâte, nu o să-i pun vorbele astea în gura domnului Pancu, pentru că a lăsat să se înțeleagă că n-a spus chiar așa. Dar să fie scrise astfel de cuvinte într-un ziar care apare în lumea civilizată, mi se pare totuși mult prea mult. Adică noi vorbim despre unitate, diversitate, vorbim despre respectul reciproc, vorbim despre non-discriminare și brusc găsești-o, parcă vine din nu știu ce șaria, nebunia asta. Poate în Orient, dar și acolo mai primești câte un șutuleț în momentul în care mai sari calul. Eu cred că nu vor rămâne lucrurile așa. Există un Consiliu Național împotriva discriminării și acel Consiliu, că este o autoritate a statului, ar trebui să meargă să vadă exact ce a fost. De ce? Pentru că vor citi. Vom vedea, dacă se va întâmpla. Li se vor părea lucruri normale. Astea nu sunt normale. Da, eu nu am cum să fiu de acord cu aceste cuvinte. Pot, în schimb, să iau în calcul faptul că a fost, poate, o interpretare și că intențiile lui Daniel Pancu și faptul că el a intrat în dialog cu noi, de fapt, arată că nu asta a fost intenția și că a fost o interpretare greșită a unui text. Sunt convinsă că și Daniel Pancu a învățat ceva din povestea asta. Aș merge mai departe acum, vorbind și despre efectele dramatice asupra economiei pe care le are războiul din Ucraina. Se văd deja efecte și în ceea ce ne privește până asupra economiei și finanțelor României. Băncile nu mai au încredere în stat, au refuzat să împrumute Ministerul Finanțelor. Euro a ajuns la 5,3 lei la casele de schimb și nu sunt semnale că va încetini. În Rusia e un adevărat tsunami care ne-ar putea afecta și pe noi. Este vorba despre plecarea unor companii cu acțiuni importante pe piața rusească, precum Amazon, Apple, Samsung, Sony, Danone, Ikea. Producătorii de automobile și băncile internaționale s-au retras și ele. Pe de altă parte, sunt și absențe notabile. Coca-Cola a anunțat inițial că își va continua producția și comerțul în Rusia. Ulterior a revenit. E nuanțată oricum decizia. Iar McDonald's și Burger King au decis deocamdată să rămână în Rusia. E în legătură telefonică directă cu noi profesorul Mircea Coșa. Bună ziua! Să rămână, doamnă! Vă mulțumesc că m-ați invitat. La ce să ne așteptăm? Din toate, să le luăm pe rând. În ceea ce privește situația din România a monedei europene. Pentru că asta poate să ducă la scumpiri și mai mari față de ce vedem deja. Că deja a ajuns 7-8 lei litrul de benzină. Dar în primul rând vreau să vă spun că eu am o părere care trebuie să o fac publică, și anume că nu sunt deloc de acord cu declarațiile liniștitoare, calmante, așa, distonocalmice, pe care unii reprezentanți ai mediului economic sau chiar a mediului politic le fac. Eu cred că trebuie să informăm populația, cei care putem să facem o analiză, care avem datele, asupra gravității momentului în care ne aflăm, pentru că populația trebuie să fie pregătită, trebuie să-și ia măsurile de rigoare, pentru că intrăm într-o perioadă pe care eu o numesc economie de război. Am terminat cu perioada în care ne așteptam toți să ne trăim viața pe la
pe la cine știe ce colțuri de lume în timpul vacanții și să stăm toată ziua pe la mol. Lucrurile se schimbă foarte mult. Ce se întâmplă în România? România este o țară care reprezintă foarte puțin din punct de vedere economic pe mapa mond. Deci proporțional și efectele acestei crize ar trebui să fie mai mici. Însă România are un defect de structură pe care o face să fie una dintre victimele colaterale, cred eu, cele mai importante din Europa acestui conflict. România este o țară care, din punct de vedere al structurii economice, este o țară înapoiată. Avem o economie manufacturieră, producem fel de fel de lucruri, dar nu le proiectăm noi, nu avem cercetare, dezvoltare și avem o criză. O criză foarte profundă, mai mare decât în orice țară europeană, care așa, ca să o înțeleagă toată lumea, o să spun că se numește criza facturilor. Și anume, costurile la energie sunt atât de mari în România, încât au început să distrugă economia. Este un efect de canibal, se mănâncă singură. Statul român mănâncă economia, pentru că statul român e cel care beneficiază de aceste facturi mari. Foarte multe, mii de falimente la întreprindere mici și mijlocii în ultima perioadă, întreprinderi mari pe care deja le cunoaștem au încetat activitatea sau chiar unele și-au redus-o foarte mult. Toate lucrurile astea arată că e o criză profundă care depreciază puterea economică a României într-o manieră aproape dramatică și măsurile care s-au luat nu au reușit să înlăture acest lucru. Peste această criză a venit altă criză. Este ca un sandwich, știți, de la McDonald's, pe care tot pui fel de lucruri pe chifla aia. Acum este o criză peste criză. Criza asta a Ucrainei ne afectează. Gazul pe care îl importăm nu e așa mult, dar prețurile vor fi mari. Însă noi suntem afectați prin contagiune de către alte țări mari din Europa. Pentru că noi lucrăm pentru ei. Industria noastră este o industrie de subantrepriză pentru marile companii din trei țări sau patru țări, dar trei în principal europene, Germania, Franța, Italia. Aceste țări care suferă, pentru că să știți foarte clar, și lucrul ăsta nu e un lucru care trebuie să nu fie spus. Orice sancționare după efect. Îi sancționează pe cel pe care îl sancționezi, dar te sancționează și pe tine care dai sancțiunea pentru că trebuie să faci anumite sacrificii. Ori aceste sacrificii sunt legate în perioada actuală de prețuri. Prețuri foarte mari care vor fi la energie, la petrol, la alimente. Astea vor veni în România. Iar dacă mai spunem un lucru care este rușinos și domnul German, care are o părere de mult timp știută, foarte critică la adresa celor care conduc România și chiar dacă într-o anumită perioadă am fost critic și eu față de dânsul, azi trebuie să-i dau o dreptate, cei care au condus România pe o perioadă îndelungată au făcut în așa fel încât să ajungem de râsul lumii. Și anume o țară cu un potențial agricol foarte mare, mănâncă în fiecare zi, deci, doamnă, mănâncă, adică mâncarea de pe masă, este 70% importată. Vă dați seama ce înseamnă creșterea prețurilor la alimente? Cât va crește mâncarea noastră din fiecare zi? Vorbim despre ruși care le-a căzut moneda cu 30-40%, mi-e teamă că și la noi o să fie foarte greu, pentru că nu reușim, pe rușinea noastră, să ne valorificăm propria bază de materii prime. Și de aici o să plece și devalorizarea de care spuneți dumneavoastră. Iar goana aceasta a românilor după euro, care s-a întâmplat în zilele trecute, eu nu o tratez atât de liniștitor cum fac băncile. Lăsați că o să treacă, că ia că-i mâine. Nu! Asta arată că populația României, că actorii economici ai României au înțeles ce se poate întâmpla și își fac rezerve, se protejează cu un element de forță. Ori în zilele noastre, România, elementul de forță e valuta străină, pentru că românii nu au capacitatea să investească pe bursă, să-și cumpere lingouri de aur sau opere de artă. Ei își trezaurizează o anumită sumă de bani pe care o consideră sigură, ori sigură nu e leu, sigur este euro sau dolarul. Deci toate lucrurile se explică, e război, e economie de război. Trebuie să înțelegem că trebuie să facem în așa fel încât să ieșim bine de aici. Cum? Prin propriile noastre mijloace. Guvernul ăsta, coaliția asta trebuie să înțeleagă că trebuie neapărat să mărească producția de energie în România pe resurse proprii. Și vă domnule, că avem gaz, dar din Marea Neagră nu știu dacă va mai fi extrabil cu flota rusă în jurul insulei șerpilor, dar
dar avem gaz în teritoriu. Putem să reîncepem producția pe cărbune o anumită perioadă, putem să terminăm investițiile la hidro, putem să începem investiții serioase la nucleară. Trebuie făcut lucrul ăsta cât se poate de repede, pentru că șansa României de a ieși bine din acest conflict care ne afectează și pe noi este să se autoaprovizioneze, să se autopune în siguranță, pentru că slavă Domnului are resurse și trebuie să le utilizăm. N-am vrut să fiu nici într-un fel pesimist, dar cred că în momentul de față, în momentul cel mai, nu știu cum să-i spun, nenorocit, periculos, de după cel de-al doilea război mondial, trebuie să ne trezească la realitate și cei care ne conduc trebuie să înțeleagă că trebuie să pună România pe o nouă bază. Noi viziune asupra dezvoltării. Nu putem să mai mergem așa cu fel de cosmetizat după zi pe alta. Iar ultima întrebare care mi-a spus-o, să mi-a făcut mie impresia că mi-a spus-o, dar pentru că mă macină pe mine, este aceea împrumuturilor. Sigur că ne vom împrumuta în continuare, dar sumele vor fi atât de mari din punct de vedere al costurilor, încât trebuie să fim foarte atenți ce facem, cui lăsăm această țară peste 10 sau 20 de ani, pentru că împrumutul începe să fie extrem, extrem de greu pentru o economie a României care nu este nici în zona euro, deci nu este sprijinită de Banca Europeană și nici nu are un potențial de revigorare tehnologic, așa cum au țări ca Germania sau Franța. Da, mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Profesorul Mircea Coș a fost în legătură telefonică directă cu noi. Domnule German, spunea și profesorul Coș ceva mai devreme de toate aceste declarații pe care le-au făcut politicienii, oficialii BNR. Totul e ok, stați liniștiți. Păi, românii vi se pare că stau liniștiți? Se duc și-și cumpără iod, nu mai știu ce să facă. Ori aici e clar că mesajul transmis de oficiali nu a fost cel corect. E un fel de liniște, da, ca atunci când trece cineva cu girofarul pe lângă tine. Pe de o parte. Pe de altă parte, problema nu doar structurală, dar dacă ai o problemă cu banii acum, tu nu vorbești de legea pensiilor. Da, ai pensii speciale. Sunt oameni care iau 3-4 pensii speciale, ajungând de la stat, da, la venituri mai mari decât Emmanuel Macron. Despre asta discutăm. Unu la mână. Doi la mână. Și nu te atingi de el. În Spania, de exemplu, s-a dat o lege anul trecut. Nici o pensie de stat, că ai fi președinte de CCR sau ai fi prim-ministru, nu poate depăși 6.280 de euro. La revedere. A, restul, pune-i la privat. Unu la mână. Doi. Sunt lucruri foarte mici și alea se pot rezolva prin fără numiri politice în funcții publice. Și vă dau un exemplu. Va părea mic. De ce importam noi mere din Polonia și din Ungaria? Pentru că legea spunea așa, Consiliul Județean să facă achizițiile. Consiliul Județean zice, am nevoie de 200 de tone de mere luna asta când încep copiii școala. Care livadă din prejurul Bucureștiului, Clujului, Iașului, Timișoarei, dar poate să asigure 200 de tone într-o lună. Și atunci luau 200 de tone din Polonia. În momentul în care ai schimbat un pic legea și ai spus autoritățile locale, Consiliul Local poate să facă, te-ai dus la Văsălică, da, care are o livadă de 120 de metri și ai luat de acolo, ai luat de dincolo, ai luat de dincolo și ai făcut practic în jurul tău economie locală. Uitați-vă la agricultură, că zicea domnul Coșa de agricultură. Păi atâta vreme cât gărzile de mediu nu intervin unde se fac excavări pentru pietriș, da? Rad sorul fertil și acolo se face un fel de, hai să iau balastru de acolo și ăla va rămâne un fel de lăcușor, adică vorbim despre ce? Noi înșine ne dăm cu cuie în talpă, pentru că nu suntem în stare să ne gestionăm propriile resurse și nu de acum. Amintiți-vă de Cuza, când a vrut să facă proprietărirea țăranilor, atât de costisitoare era birocrația că mai era de multe ori actul în sine mai scump decât pământul pe care trebuia să-l iei. La fel am făcut între cele două războaie. Tot timpul am vrut să ne acoperim de hârtii. De ce? Este un stat care permite îmboierirea. M-am numit pe mine om politic într-o funcție la ANR sau unde m-o fi numit. Sunt boier. De acolo dau ordine, o parte la partid, cum dădeam la Stambul, o parte pentru mine, o parte plătim niște folcloriste și eventual niște mese la restaurant când vin mahării de la minister.
Urmează 2 ani foarte grei pentru România. E evident că nu avem cum să fim decuplați de contextul internațional, dar ne pregătim și aici la noi în țară de campanie electorală. Slavă Domnului că avem un guvern și că certurile au fost lăsate așa pe planul 2 și au înțeles politicienii măcar lucrul ăsta. Cum credeți că va afecta ce se întâmplă în acest moment, războiul din Ucraina, imaginea politicii din România pe următorii 2 ani, domnule German? La 70% cât are coaliția asta, eu m-aș fi așteptat să înceapă reforma în pas de defilare, la maraton, la 100 de metri garduri, la orice, dar să înceapă și să meargă extrem de ferm. Adică să-mi spună, tovarășul German, de mâine nu mai poți fi numit politic, indiferent ce partid te pui. Tovarășul German, de mâine începem terapia de șoc, aia pe care am ratat-o în 90, în timp ce noi râdeam despre de polonez sau de unguri sau de nu știu care își mai făceau temele. Noi stăteam într-o perestroică, într-un glasnost destul de ciudat, original, ca să-i spun așa. În următorii 2 ani, mie mi-e groază de o anumită criză, nici știu cum să-i spun, underground. Este acea criză în care frustrările încep să se legitimeze politic și să se ducă înspre extremism. Da? Dacă e scumpă, dacă e mare factura la gaz, mă duc la extremiști. Mai enervează factura la curent, mă duc la extremiști. De ce? Extremiștii răcoresc. Ei nu dau soluții niciodată. Ori aici deja cred că ar trebui semnale de acum. Va fi greu. Dar hai să fim serioși. Noi cădem de pe măgăruș. Nu cădem de pe un șaier, de pe un cal de la de 2 metri. Cum o să cad, mă rog. Cum își trebuie să-și țină echilibru un francez, un neamț și așa mai departe. Noi suntem totuși obișnuiți să ne mai tragem de la gură. Și unde s-a văzut asta? La faptul că exact ce au făcut occidentalii cu noi în 89. Francezul, dacă a avut 2 pachete de unt, unul l-a trimis în România că a văzut că mor oamenii pentru libertate. Noi astăzi, dacă avem un pachet de unt, am tăiat jumătate și l-am dus la Siret, la Sighet, peste tot unde am văzut că există refugiați. Adică, dacă încercăm să ne păstrăm fibra aia umană și înțelegem, mă băiete, păi în Spania, când merg românașii noștri acolo, se miră că iarna, mă rog, iarna aia la 10 grade din Valencia sau din Barcelona, toți ăștia au în casă 17 grade. De ce? Mai pun un pulover pe mine. Noi fără 23 facem greu. Vine copilul, tata, îngheț la 23 de grade. Adică va trebui să înțelegem totuși că trebuie să funcționăm pe niște norme. Niciodată nu o să vedeți un spaniol și vă dau lecția pe care a primit-o o prietenă de-a mea, mamă cu copil în clasa 7-a, plecat în Spania, când printre primele lecții la dirigenție li s-a spus celor veniți din altă parte, uite cum se face dușul în Spania, nu lăsați apa să curgă așa, dă-i să meargă. V-ați udat, v-ați săpunit, ați oprit apa și după ce v-ați săpunit bine și v-ați spălat, vă clătiți. Adică sunt chestii. Noi ni se par acum, domnule, dar cum să facem așa? Dar ce, mă uit la 1 metru cub de apă? Te vei uita la 1 metru cub de apă? Mă uit la 1 metru cub de gaz? Te vei uita la 1 metru cub de gaz? Ne vom uita de nevoie pe viitor. Sigur că vrem, da. Nu vrem, ne vom uita. Și pentru că va fi foarte scump. Ne aduce undeva la ceea ce trebuia să fim de mulți. Adică mai responsabili. Și cu mediul, și cu resursele. Și asta este. Amintiți-vă de vremea lui Ceaușescu. Domnule, dar mâncam numai târtițe de pui. Hai să vedem acum. Nu știu ce să fac de mâncare. De-aia o frecă din frigider și fău. Adică totul este pe carne? Nu, băiete. Hai să mâncăm sezonier. Asta îmi spunea un medic care spunea, băi, eu nu mă bucur de criză. Dar poate că înțelegem că trebuie să avem și grijă și de sănătate, începând de la cum mâncăm până la... Hai să nu mai scuipăm pe stradă sau faze de genul ăsta. Poate ni se bagă mințile în cap că vremurile, atunci când ne-au strâns cu piulița și cu șurubul, ne-au băgat repede. Am fost modern. Dintr-o dată. A venit cuza, băi, să fiți moderni. Să trăiți să fii modern. A venit 1918. Să fiți mari. Mari am fost. Bine. Nu ne-a ținut mult, dar asta este. Acum, după 89, băi, să intrăm în Europa. Amintiți-vă de programele de Revelion cu hopa, hopa, tropa, tropa, năvălim în Europa. Păi să fie cu iertare. Mi-am ratat Revelionul, am închis televizorul. Că nu e bun să mă uit la asemenea porcării. Asta facem noi când entuziasmul nostru ne dă impresia că Europa este un supermarket, Uniunea Europeană, și noi mergem de acolo. Aș vrea mașina aia roșie, dacă comenzi pe volan, și nevastă mea la coafior de ăla și după mergem la un restaurant de 3 stele Michelin. Mă, nu e așa. Prima dată mergem la muncă și după muncă, după căpățână, după minte, mergi la un restaurant. Dar dacă ai bani mulți, nu o să mergi toată ziua la 3 stele. O să zici, hai să vedem cum inovez ceva, cum fac ceva mai bine, sau îmi duc copiii la meditații, sau poate fac o afacere.
Da? Și vorbim de spiritul antreprenorial, care la români, ba, ca la români și la bulgari, lipsește. Ce, bă, mă duc la patron să-și bată la joc de mine? Dar fii tu patron. Păi nu știu. Și ce știi? Doamne, știu despre vaccin, despre Bill Gates, acum știu și despre război, eu sunt bestul besturilor lumei. Bun, asta clar ar trebui să fie o lecție și pentru noi, o vom învăța vrând nevrând. Musai. Când e musai, de plăcere. Bun, vorbeați ceva de extremism. Îl vom vedea înflorind în următorii 2 ani? Un anumit scurt, extremism din păcate, va înflori. Nu vor înflori ăștia care au dovedit că sunt destul de proruși, proruși prin tăcere, nu proruși că merg cu steagul Rusiei. Amintiți-vă că era o doamnă care își cerea scuze ambasadei Rusiei, era un partid care venea să-l pună de prim-ministru pe unul care ne spunea, ne implora să acceptăm înțelepciunea rusească. Ăia vor încerca în curând să meargă pe o altă temă, pe temele sărăciei, pe temele facturilor, pe alte teme. Vor tăcea o perioadă, funcție de cât ține nebunia asta din Ucraina, dar vor veni și ceilalți. Vor veni lupii tineri. Ăia care spun tot felul de drepte, de dreptunghiuri, de așa mai noi, care vor specula un naționalism. Naționalism nu este antiglobal, anti-european, dar ăsta va fi chiar anti-european, urât, urât, urât. Interesant să vedem ce se va întâmpla din acest punct de vedere în următorii ani. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Sabin German a fost, doamnelor și domnilor, în direct cu noi din Cluj, prin Skype, de la ora 13. Ne revedem la Talk B1 și la 16 este așteptat președintele Klaus Iohannis în vama Siret. Ne revedem cu ultimele date la jurnalul orei 12.